Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Astăzi eu și colegul meu, Cristi Pulhac, avem o poveste de campion cu totul și cu totul specială. De numele invitatului nostru de astăzi se leagă una dintre cele mai mari și frumoase performanțe într-un sport pe care românii îl iubesc, și anume gimnastica. Performanța despre care vorbim sunt mai multe medalii la Jocurile Olimpice. Marius Urzică este alături de noi și n-a venit singur de data aceasta. A venit alături de băiețelul lui Alex. Bine ați venit, dragilor! Bine venim, Marius, pe la noi. Găsit. Salut, Alex, ce faci? Ziua, bine. Viitorul campion. Ai văzut? Vezi cum se face acum Cristi la noi în sufragerie? Ce drăguț. Da. Se vine în cuplu de tătici cu pitici. Deci te aștept. O să vin și eu. Exact, te așteptăm. Doar să-mi calce și mie pe urme. Vedem, să nu fie ceva, să nu-l interesezi. Dar prima oară și eu îl duc spre sportul pe care l-am făcut eu, da. Ai văzut? Deci da. Vă așteptăm în cuplu și pe voi data viitoare în echipă. Marius, înainte să vorbim despre povestea ta, mă gândesc să discutăm puțin și cu Alex, nu e așa? Pentru că foarte curioasă, sunt a cerut el să meargă către sport sau, bineînțeles, l-au îndemnat părinții? A cerut oarecum și el și oarecum am fost și nevoiți, pentru că și eu și soția am făcut gimnastică, amândoi am lucrat și lucrăm în antrenorat. Ca atare, ne avem cu cine să lăsăm acasă, l-am luat cu noi la sală. Aia mă gândeam și eu acum. Mai în joacă, mai așa, încet, încet a început să-i placă, dar mai mult decât atât, nu că a început doar să-i placă. Cu toții, nu doar eu, ci și alți antrenori, au observat că are capacități, are potențial de a face performanță și din acel moment, încet, așa în joacă, ne-am apucat de gimnastic. Și bine că îi place, nu? Iar la ora actuală, da, îi place și iar la ora actuală chiar a obținut de 3 ani încoace maxim de medalii posibile la campionatele naționale, 7 din 7, de aur, așa. Am început ușor să mergem și în străinătate. Anul trecut am avut o competiție în Germania. Anul acesta am avut o competiție deja în Ungaria, cu ajutorul sprijinului celor de la Dinamo, unde este și legitimat și unde sunt și eu legitimat. Și urmează să mai avem alte competiții, probabil chiar și un campionat balcanic anul acesta. Foarte bine, da, chiar mă bucur. Tu ai și o bursă, nu? Are și o bursă, nu? Are două burse, dar din păcate nu se pot cumula. Are și bursă de la școală, de învățătură, Că a terminat cu 9,73. Mai tare. Mai tare, că e de zis exact, asta. Și totodată și sportivă, dar din câte știu nu se cumulează, așa că ea doar pentru învățătură. A, doar pentru învățătură? Da. Ia povestește-ne, Alex, un pic, cum a fost prima dată când ai început să faci antrenamente serioase? Păi, cum a zis și tata, în primul rând, eu mă duceam în Qatar, unde antrenau părinții mei pe vremea aceea, și am văzut toți sportivii că se dădeau peste cap, făceau la toate aparatele și am fost și eu curios și am zis că de ce să nu încerc și eu. Simțeai că poți să faci, presupun? Da. Și te-ai gândit că o să vină și atâtea medalii la rând? La momentul acela nu m-am gândit doar așa printr-o joacă să încep și munca a dat roade și am reușit să iau medalii. Îți place să te antrenezi? Practic stă cam 5-6 ore, nu? Cât? 7 ore în sală. Cam 5 ore momentan. Cam 5 ore, nu? Da. Și îți place? 5 ore? Sunt momente și mai grele, dar în mare parte, da, este frumos și mă distrez prin ceea ce fac. Da, e foarte frumos, că se distrează și e frumos sportul când îl iei cu zâmbetul pe buze. Cred că e cel mai bun lucru pentru orice copilaș să nu fie neapărat obligat și oarecum să reușești să-l și atragi, indiferent de ramura sportivă, și să fie oarecum și o joacă, dar o joacă constructivă care să dea randament și să mai târziu chiar să te poți bucura de rezultatele care poate să le obțină. Sunt copii mulți așa la... Din păcate nu mai sunt așa mulți asta copii cum existau odată. Probabil că tehnologia și alte multe lucruri împiedică să mai intre în țările de sport. Mai mult decât atât, probabil și comoditatea părinților, pentru că la o vârstă fragedă, nu știu dacă neapărat copilul ia o decizie, vreau la acolo. Da. Sau cum de greu, gata, nu mai merg. Dacă nu e puțin un îndemn și din partea părinților, un ajutor, atunci se pare că, cum se vede, țările sunt din ce în ce mai... de sport sunt din ce în ce mai goale și rezultatele, inclusiv pe plan internațional, sunt mult mai slabe. Da, practic noi, adică mai toți foștii sportivi, încercăm să aducem din nou copiii către sport, să îi facem pe părinți să înțeleagă
cât de bine și de cât de frumos e sportul pentru ce un copil. Ce importanță majoră are, da, atât sportul, exact, de performanță, cât și sportul de masă pentru sănătatea copiilor lor, în primul și rând. Și sănătatea totodată, dar și disciplina care, da, se face, făcând o rămână sportivă, te face să fii mai disciplinat, asta te face să fii mai atent la tot ceea ce faci, te face să te dezvolți armonios. Deci este un lucru benefic și, trag un semnal la alarmă tuturor părinților, cu încredere, duceți copiii, chiar dacă nu ajung să facă în altă performanță, duceți-i să facă mișcare și asta o să, în timp o să vă mulțumească și o să fie foarte, da, frumos. Asta le-am spus și eu unor părinți. Faptul că chiar dacă nu ajunge să facă sport de performanță, îl ajută foarte mult și în viața după mai departe, da, indiferent în ce profesie să va ajunge, dar va fi mult mai disciplinat, mult mai devotat și mult mai încrezător în el. Adică, da, eu mă bucur pentru tine, piticule, că 5 ore în sală. Da, 5 ore, eu, 5 ore cu muncă, da. Da, sunt foarte curioasă și mi-ar plăcea să vină cineva și să încerce printr-un argument valid să contrazică ideea faptului, să contrazică ideea de a face sport. Să zică, băi, nu e bine să faci sport pentru că eu nu cred că există un argument împotriva asta și cei care o țineți pe aia că nu poate să facă și sport și școală. Alex, repete-le oamenilor de acasă, te rog. Câți ani ai tu? Am 13, n-am făcut acum în 4 aprilie. Mulți înainte. La 13 ani are un vocabular extrem de dezvoltat, o bursă, uh-huh, de merit la școală și cred că puteți observa că putem să ținem emisiunea liniștiți astăzi. Da, da. Te las în locul meu? Crezi că te descurci? Da. Eu zic că da. 100%, are mentalitate de campion. Care a fost, Alex, pentru tine cea mai importantă competiție la care ai participat, pe care ai simțit-o tu așa mai special? Pot să zic că cea din Germania de anul trecut, pentru că a fost prima mea competiție mai grea, să zic așa, față de naționale, unde nu prea sunt concurenți și pot să iau 7 medalii fără probleme. Aici a fost un pic mai greu, pentru că a fost concurență, am avut adversari puternici și am reușit să iau mai puține medalii decât la naționale. Deci, practic, te ajută. Ai înțeles, da? Da, da. Ai înțeles ce era de înțeles. Da, da, da. Da, dar nu se va lăsa bătut. Anul acesta deja ne-am înscris din nou pentru la acea competiție, care este la Hannover. Și sperăm să-și ia revanșa, să nu mai ia locul 2 la individual, să fie locul 1. Și cred că poate. Bine, e foarte bine că are o mentalitate care, uite, vezi, vrea să concureze cu cei mai buni și automat, concurând cu cei mai buni, devii și tu mai bun. Și e foarte bine. Da, mentalitatea asta. Dar atâta timp cât vrei să faci în altă performanță, e necesar să reușești și facem eforturi destul de mari pentru a reuși să ieșim și în străinătate, să mergem la competițiile din afară, pentru că sunt și alți sportivi care probabil au condiții poate mai bune decât, da, noi sau alte strategie și atunci apar și alte valori cu care el trebuie să se confrunte de acum, chiar de la o vârstă fragedă, pentru că atunci când va ajunge la 18 ani și va fi senior și va trebui să reprezinte România, să-și cunoască adversarii de acum. Să vezi ce frumos când o să scânte imnul. Hai să vezi ce frumos. Care, da, crezi, Alex, că sunt trei calități ale tale ca și sportiv? Ambițios în primul rând, pentru că nu mă las niciodată bătut până nu-mi iese un element. A doua poate fi seriozitatea. Da, seriozitatea, pentru că nu mă distrez și nu glumesc la antrenament, deoarece acest lucru poate duce la accidentări și așa mai departe. Și al treilea poate fi faptul că mă bucur mereu de ceea ce fac și sunt bucuros în sala de gimnastică. Bravo! S-a accidentat vreodată? A avut vreo accidentare mai... Se mai întâmplă, da, să ne mai și lovim. Spre bucuria mea, deocamdată n-a avut absolut nicio accidentare mai gravă. Chiar și zilele trecute i-a scăpat mâna și a venit, da, puțin pe spate, pe bară. Mai se întâmplă, se mai întâmplă, dar sperăm din tot sufletul să nu fie ghinionist și să nu aibă parte de accidentări, ca să aibă o carieră frumoasă, fără da, probleme. Odată ce apar accidentările, este destul de greu, pentru că în tot procesul de pregătire te opresc, te dau înapoi, recuperare, probleme pe urmă, în continuare. Da. Deci și frica, mai intervine și frica. Exact, mai intervine și frica, da, și nu este un lucru bun. Ei fac și cantonamente sau... A,
facem. Spre bucuria mea am reușit, lucrând și cu lotul național, am reușit mai de fiecare dată, plecând și cu lotul, să îl includ și să-l dau și pe cu mine. Am fost în Spania, împreună cu lotul de seniori, am fost în Qatar, am fost în Germania. E bine să obișnuiască așa. Mă bucur mult că reușesc să fac acest lucru, pentru că unul avantajează faptul că vede alți sportivi și sportivi consacrați deja, și asta e o bucurie pentru el și îl determină să îi urmeze sau să viseze să ajungă exact ca și cum sunt acei sportivi, și plus faptul că reușim să schimbăm mediul, adică odată ce așa e, da, zilnic intri în aceeași seară, la un moment dat rutina devine un pic obositoare. Da, obositoare. Și atunci aceste schimbări îl determină ca să își dorească mai mult, vede și altceva, se întoarce, vreau să fac și eu cum a făcut ăla, vreau să fac și eu ce element a făcut acela. Da, da. Și asta e un lucru benefic. Da, foarte mișto. E bine că se vă duceți și poate să schimbe mediul. Că sunt posibilitățile pe care și prin prisma nu este profesiei simplu, tale. Nu este simplu, dar ne străduim. De multe ori suntem nevoiți ca să achităm și bilete și tot ce e, pentru că el încă este mic. Dar e o investiție în viitorul lui. Dar este o investiție și mai ales atâta timp cât îi place și prezintă în continuare interes și totodată prezintă și că are valoare. E păcat să nu continuăm să investim, e păcat să nu îl sprijinim și să fim alături de el în ce își dorește și ce visează. Ai vreun vis, Alex? Da. Ce-ți dorești? Da, cel mai mare vis al meu este să ajung pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de la Jocurile Olimpice. Să iau medalia de aur. Eu sper că... Da. Eu sper să iei mai mult de una, tocmai ca să... Pentru că am vrut să te întreb asta și îmi doresc ca peste ani să-l întreb pe tatăl tău cum este să fiți tatăl lui Alex Urzică și nu cum e să fii băiatul lui Marius Urzică. Eu sunt mândru de ceea ce arăt. Sigur, asta se va întâmpla. Până acum, eu cred că da și dacă aș da timp înapoi, pot să spun că la vârsta lui nu aveam aceeași rezultate pe care le are el. Deci are un parcurs frumos, un parcurs cu foarte multe medalii deja la activ, ca atare are tot viitorul în față și sper că acest vis de a urca pe cea mai înaltă treaptă la Olimpiadă să îi se împlinească și să nu fie doar o medalie, de ce nu să fie chiar mai mult. A început mai bine ca tatăl. O să urci treapta aia și de o grămadă de ori, sunt absolut convins. Ai văzut filmări cu părinții tăi din perioada în care ei erau sportivi? Da, mereu îl urmăresc pe tata, văd multe filmulețe pe YouTube și mă duc, îi le arăt, le analizez cu el și... Îl întrebi. Mai acolo, găsești filmulețe de care poate tata a uitat? Da, mereu. Și filmulețe în care ieșea mai bine și în care nu ieșea mai bine și... Și spui, presupun. Da, și asta e un lucru bun, pentru că vine și îmi spune, ai greșit așa sau... Deja are și percepția aia de a vedea și ce greșeli se fac, nu doar că a lucrat frumos, Și atunci vine și îmi spune, uite cum a făcut sau uite cum ai făcut tu, tata. Și o bucurie să... Cum te simți în momentul în care vezi că vine cu un ochi critic asupra ceva ce tu ai făcut? Că e un lucru foarte constructiv. Pentru mine este un lucru extraordinar de bun și mă bucur că vede toate aceste lucruri, pentru că învață din fiecare acest lucru, învață câte ceva. S-a întâmplat, de exemplu, dau un exemplu, la una din competiții, la mijlocul competiții, la sărituri, să nu iasă pasul. În timpul competiției. A ratat a doua săritură, nemai obținând aur la acel aparat. Mai avea încă două aparate. A început să plângă, am reușit să-l stăpânesc, zic, mai ai două aparate, concursul nu s-a terminat și așa trebuie să te concentrezi încât celelalte două aparate să le faci așa cum trebuie. Oarecum n-a fost o bucurie pentru mine și totuși da, pentru că din acest lucru am învățat ceva. Să reușești să lași deoparte ceea ce ai greșit și să mergi mai departe și să-ți faci celelalte două aparate bine. A câștigat la celelalte două aparate și asta a fost un prim pas și o primă lecție, ceea ce poate să se întâmple oricând în orice competiție. Așa e, nu suntem roboți, da. Nu suntem roboți și se poate întâmpla. Și a șters, presupun, bucuria faptului că ai câștigat la celelalte două, a șters așa cu buretele. Mai erai supărat sau? Nu, eram fericit în primul rând, cum a zis tata despre celelalte aparate, pentru că am reușit să-mi stăpânesc emoțiile și să mă gândesc la ce am de făcut.
Mi se pare fascinant discuția pe care o avem astăzi cu voi și cred că și voi celor de acasă asemenea, așa că nu plecați nicăieri. După 5 minute de publicitate, revenim cu invitații de astăzi. Am revenit, dragilor, alături de invitații noștri de astăzi, Marius Urzică și fiul său Alexandru, sau Alexandru Urzică și tatăl său Marius, pentru că mi-a plăcut această formulare și îl lăudam pe scurta pauză publicitară pe Alex pentru felul în care își argumentează absolut orice lucru pe care îl spune. Să ghicesc, care este materia ta preferată la școală? Păi, bineînțeles, pentru că fac sport, este sportul, dar dacă excludem acea materie, poate fi desenul, pentru că simt că este, eu sunt eu în largul meu și pot să fiu diferit față de ceilalți. Are și talent la desen, tata? Mai desenează, adică îi place, adică tot ce e nou și la creativ. Și da, creativ, îi place și asta e un lucru bun. Aș fi spus că și limba și literatura... Da, asta mă gândeam și eu, așteptam. Cred că acolo doar zi, nu neapărat e o plăcere personală, cât acolo cred că doar excelează. E, posibil. Nu? Cam așa. Da, chiar îmi spunea zilele trecute, zic că tata, inclusiv la fizică, pe numai unde să mai pună note, că deja am 5 de 10. Zic, tata, stai, nu fii mai departe, duci la școală, urmezi în continuare cursurile, așa se întâmplă și la celelalte. E modest așa, dar spre bucuria mea, sincer, se descurcă extraordinar și după un program foarte greu. Adică pleacă dimineața la 7 la școală, la 2 iese de la școală, ne urcăm în mașină, mergem și mănâncă mașină, se schimbă și la 2:30 intrăm în sală. Mai iese la 7 de la sală, după care își face temele și urmează o altă zi la fel de încărcat. Deci un program foarte încărcat, iar în ciuda acestui lucru, cu toată oboseala de dimineață de la școală, cu toată oboseala fizică de la antrenament, reușește să se mențină și să-și facă lecțiile și să meargă mai departe și cu școala foarte bine. Asta e ambiția pe care o are, pentru că da, e foarte greu pentru un copil să facă chestia asta dimineață până și seara. Și investiția părinților în timpul acordat, mi se pare că da, e una foarte importantă ca să crești un copil prodigy, așa cum este și Alex în momentul de față. Îți trebuie mult timp și pe care părinții să fie și dispuși să-l investească. Probabil că și tata i-a spus zic, adică e un avantaj faptul că voi ambii părinți ați făcut sport de performanță și sunteți, cumva știți ce are nevoie el? Este un avantaj. Este un avantaj în primul rând pentru că îl înțelegi de multe ori și în situația în care este obosit fizic, dar totodată, probabil noi la vremea noastră nu am făcut atâta școală și atunci învățând din ceea ce nouă ni s-a întâmplat, încercăm să îl educăm pe el că în viață trebuie, poate să se întâmple vreun accidentare, poate să se întâmple orice. Iar tocmai în această idee încercăm să mergem, că toată lumea spune dacă face sport și e foarte mare, da, așa merg, să lăsăm să facă doar sport. Nu, eu sunt de premisă că ar trebui făcute amândouă pentru că nu știi în viață ce se întâmplă și trebuie să-ți asiguri în viitor, iar fără învățătură lucrurile nu cred că sunt exact ceea ce trebuie. Așa după e. După aia când, de exemplu, pleci la turnee pe la exact, o perioadă, e mai greu să faci ambele chestii, dar măcar până acolo trebuie să faci o școală, să fii cât de cât educat. Că și noi când am făcut, la un moment dat simțeam că nu, adică nu mai aveai, când, în momentul când ajungi la seniori, ai campionate, exact, ai să pleci în ce mai mult. Da. Dar până la vârsta aia e important să fac o școală, că nu se știe niciodată ce se întâmplă. Am avut colegi care tot la fel nu s-au ținut de școală și s-au axat doar pe partea sportivă. Dar nu poți să te bazezi pe faptul că va dar fi veșnic. Dar eu spun ce s-a întâmplat. Da, adică exact, eu am nimerit și chiar m-am întâlnit cu ei și am uite mă dacă făceam și eu ambele. Plus că acum mi se pare că există și atât de multe posibilități în a face anumite cursuri și online de care chiar ai acum nevoie. Da, că de asta a spus, adică, mai acum da, înainte. Chiar ai un pachet de oportunități, exact, astfel încât să fii... Ai foarte multe oportunități în ziua de astăzi și poți să studiezi și poți să te îndrepți în foarte multe direcții în așa măsură. Și dacă un copil este educat cât de cât sau îndreptat pentru a face acest lucru, el își urmează pașii și continuă pe acel drum pe care tu l-ai pus. E un lucru
Benefic. Marius, am înțeles că și era cumva evident faptul că Alex a avut un start al carierei și prin prisma a ceea ce faceți voi. Dar povestește-mi și despre tine. Pe tine cine te-a descoperit ca sportiv? Păi e o poveste puțin mai... am rămas la bunici cu fratele meu. Fratele meu a început școala fiind mai mare cu un an ca mine. Pe mine m-au lăsat la bunici. Ulterior am venit la Gheorgheni, unde de fapt am și început ulterior gimnastica. M-au dus părinții pentru prima dată la gimnastică, iar a doua zi am dispărut de acasă. M-au căutat în vecini, m-au căutat peste tot în jurul blocului, nu m-au găsit nicăieri. Am fugit la sală. Probabil din prima zi am avut o atracție și asta datorită probabil tot antrenorilor de atunci, pentru că m-au lăsat să mă joc, să alerg prin sale, să sar, să încerc și să fac nu știu ce, chiar dacă m-am lovit, da, cum e, mă ridicam, mergeam mai departe. Ei, toată joaca asta, ulterior, ca și în Axe, ca și la Alex, a devenit o muncă serioasă care mi-a adus multe satisfacții și chiar titlul suprem acela de campion olimpic. Ferenc Ioșca a fost antrenorul meu, antrenorul care m-a descoperit la Gheorgheni. Între timp au vrut să mă recrutez inclusiv la hockey, pentru că patinez și patinam foarte bine. Da? Dar îți plăcea? Da, și patinez și acum extraordinar. Da? Și până la urmă s-au întâlnit, am început să lipsesc de la gimnastică, s-au întâlnit antrenori între ei și, băi, știi că erau un pușturic, a, păi vine la mine la hockey. Nu-l mai primi. Mă, stai mă că e de mult la noi la gimnastică, că e așa, ia lasă tu că e prea mică, confundește-a cu pucul, lasă-l acolo la gimnastică. Da, și așa am început, cariera, am început să colind toată țara, pentru că în perioada respectivă era mai greu să poți să mergi și în străinătate, ceea ce astăzi încercăm să-i oferim lui Alex. Era mai greu, deci ca atare am mers ba la Reșița, ba la Bistrița, oriunde erau cantonamente și așa, făcând și schimb de experiențe cu alți sportivi din țară. Treptat, ulterior am fost luat la Timișoara un an, pe urmă am venit la București, clasa 8-a, pe urmă am întors din nou la Gheorgheni și tot așa pe drumuri, până ce am ajuns să termin școala. Ulterior m-am înscris la facultate la ANEFS, am terminat Academia de Educație Fizică și Sport și deodată am făcut și performanță. Foarte frumos. Cum a fost prima participare la Jocurile Olimpice pentru tine? Care a fost primul campionat internațional? Prima medalie și cred că... 1991. Nu, în 93 la campionatele europene de juniori, unde am reușit să devin campion european. Ulterior a fost, am trecut la seniori în 94, primul an care a fost pentru mine o mare bucurie și o satisfacție, trecând alături de foarte mulți sportivi mult mai titrați decât mine, dar întotdeauna a fost omul care a spus, nu mi-e frică de nimic. Ok, este mai titrat și el, eu. Dacă el poate, trebuie să pot și eu. Și prin prisma asta, la primul campionat mondial, reușeam să devin campion mondial. Asta a fost un lucru extraordinar, iar acum vis-a-vis de Jocurile Olimpice, Atlanta au fost primele Jocuri Olimpice pentru mine. Am participat după aceea încă la alte două ediții. Atlanta, unde din cauza unei ezitări, o mică depărtare, pentru că în primul rând e foarte greu, odată la 4 ani să ajungi la Olimpiadă, e o muncă titanică. Doi, parcurgi niște etape cu europene, campionate mondiale și așa mai departe. Deci este o muncă foarte îndelungată. Ajungând acolo, ai, atunci când ridici mâna, un minut jumate să faci cel mai bine ceea ce tu ai executat în antrenament. E nevoie și de stăpânire, e nevoie și de tărie de caracter, să ai emoții, să uiți de ce e în jurul tău. E un lucru extraordinar de greu. Dar, spre bucuria mea, am reușit să mă stăpânesc mai de fiecare dată. Cum spuneam, prima olimpiadă la Atlanta, o mică ezitare m-a costat titlul olimpic, ca atare am ieșit pe locul 2. Acolo a fost vorba de o emoție exact. Impus sau o încărcătură mai mare pentru tine? Cred că a fost o încărcătură, poate puțin luat și așa, dacă am devenit campion mondial din primul an în 94, pot să le fac pe toate. Asta a fost așa ca o lecție și am spus, opa, stați că nu chiar așa. Asta m-a determinat să fiu mult mai atent în pregătire, să fiu mult mai serios și, drept dovadă, 4 ani mai târziu la Sydney urma să urc pe cea mai înaltă treaptă.
Practic, ai învățat din greșeala care exact. Ai făcut atunci. Și... Exact. Da. A fost un lucru extraordinar pentru că orice sportiv de înaltă performanță cred că este visul lui de a ajunge la Olimpiadă. Mai mult decât atât, să reușească să urce și pe podium este o satisfacție enormă. Enormă. Drumul spre Sydney în anul 2000 a fost unul foarte lung și a fost pentru echipele române și o perioadă bună din punct de vedere sportiv. S-au adus destul de multe medalii. Cum a fost ca una dintre cele de aur să fie a ta? Ce sentimente te cuprind în momentul în care știi că ți se cântă imnul și a terminat de gât cea mai importantă? Sincer să fiu, nici nu știu dacă exact în acel moment când urci pe cea mai înaltă treaptă reușești să realizezi ce ai făcut și ce rezultat minunat ai putut să aduci în primul rând și pentru România și pentru tine. Adică ai timp să te bucuri în timpul ăla de tot? Nu reușești. Nu realizezi imediat, presupun. Nu realizezi. Că e ceva... Exact, de-abia după ce... se termină competiția și începi să-ți derulezi inclusiv sau să te uiți la exercițiul în sine pe care l-ai executat și să derulezi filmul înapoi și să te gândești la toate antrenamentele, la toate problemele de sănătate, la câte și câte deplasările care au fost necesare pentru a pregăti acea competiție. Deci de-abia după aceea începi să realizezi și să reușești să te bucuri de finalul acela de a urca pe cea mai înaltă treaptă. Practic nu-ți dai seama atunci în momentul ăla când ești. Nu prea conștientizezi. Tu ești bucuros probabil în sinea ta. Dar ești, da. Da. Îți ia un pic până procesezi ceea ce s-a întâmplat. Să știți că ascultând povestea așa, eram cu ochii și către Alex, care cu urechile la tatăl său și cu ochii pe imaginile care se desfășurau. Ia zi-mi, Alex, ce ai observat tu acolo pe imagini? Ochiul critic al lui Alexandru, ce poate să ne spună? În primul rând vă pot spune că a fost exercițiul cu care tata a cucerit medalia supremă, adică medalia de aur a Jocurilor Olimpice. Și am văzut un exercițiu bun și foarte multe amintiri. Mie mi-au dat lacrimile. Adică te văd, Alice. Da, mie mi-au dat lacrimile, deci eu sunt fascinant. Auzi, mai avem noi mai stăm. Dacă mai avem emisiuni sau așa, rămâi? Și dacă sunt pe fotbal, și dacă sunt cu artiști, și dacă așa, presupun că te adaptezi perfect. Avem un nou coleg. Da? Să-i faceți până terminăm, să-i faceți, vă rog, fișa. L-am întrebat pentru că dacă mi-a spus că are un ochi critic, eram curioasă ce are de zis, pentru că era fix așa, cu urechile aici și cu privirea pe ecran. Probabil n-a spus acum nimica, dar chiar și la acel exercițiu, de multe ori când ne-am uitat și împreună, mai spunea, vezi că acolo ai depărtat un pic de vreme la fluturaș. Vezi că la coborâre puteai să fii mai în stâmp pe mâini sau... Da, sunt lucruri pe care, la un moment dat, când... Ce mai îmi place foarte mult este faptul că, într-adevăr, și el folosește telefonul, dar de foarte multe ori îl folosește urmărind tot gimnastic. Și vine și mi arată... Adică îl găsiți exact, făcând lucrurile urmărind astea. Urmărind alt sportiv și chiar vine și mi arată, uite, alt sportiv a inventat alt element, acel sportiv a executat nu știu ce... Au apărut doi columbieni acum foarte buni, care se pare că vor fi prezenți inclusiv la Olimpiadă, chiar dacă au unul 17 și unul... Nu, cred că doar unul va fi prezent. Sau unul din trei, dar foarte, foarte bun. Și urmărește peste tot, ceea ce m-a impresionat la fel și văd prin asta că iubește gimnastica. Ceea ce nu poate decât să mă bucurez, da. să fiu satisfăcut. Se mai uită și la alte sporturi? Îi plac și adică se mai uită? La ce îi plac. Ia zice. Zi, la ce te mai... Ok, deci, ăsta e sportul care îți place cel mai mult, îl practici. Am înțeles, ești bun, toate ești medaliile la tine se strâng, toate medaliile la tine se vor strânge, da. O să ți se cânte imnul și o să se pozeze toată lumea cu tine și noi inclusiv după ce se termină emisiunea. Dar... Zine, la ce te... La ce sport? Mă uiți la fotbal, așa? La tenis, în general la astea două, dar mai mult la fotbal. Și cu cine ții? Cu Real Madrid. Ah. Nu te foarte bine. Ce așteptări aveați de la răspunsul Real Madrid, copilului? Deci, și eu țin cu Real Madrid și de la noi din țară cu ce? Nu prea mult la noi în țară, dar dacă ar fi să aleg o echipă, ar fi Dinamo, pentru că sunt și legitimat și istoria. Așa te crește în spiritul la Dinamo. Ți se pune ștampila acolo, exact cum zicea înainte, ți se face injecția de dinamovist.
Deci, eu mă uitam în ochii tăi. Eu am ochii plini de lacrimi de emoție pozitivă datorită lui Alex. Și Cristi era cu ochii plini de speranță ca el să răspundă Dinamo. Deci erai... Și copilul ți-a răspuns foarte sincer cu Real Madrid. Da, eu așteptam. No, e foarte bine, uite că se uită și la alte sporturi, că și eu mă uitam la alte sporturi, cea și basket. Și chiar și la ce se joace, inclusiv pe FIFA și așa mai joacă când are timp. Fotbal sau chiar dacă nu, pur și simplu în sală, când se întâmplă să așa, mai jucăm fotbal, tenis cu piciorul. Se mai practic, întâmplă. Mai aveți și o pauză. Mai sunt și perioade când nu avem competiții și atunci ne permitem să mai facem și un mărăcare alt program în așa măsură încât să simte și el că face și altceva. Adică acea joacă pe care noi, spre bucuria noastră, am avut-o cât de cât în fața blocului, ei nu prea o mai au. Și văd foarte puțin copii în ziua de astăzi care, pur și simplu, mai știu să se joace. Adică ies în fața blocului și stau toți unul lângă altul și vezi pe telefon. Nu-i vezi că se joacă cu mingea, nu-i vezi că se joacă cu cioton sau orice înainte. Alte nebunii. De exact. O minge, o singură minge. O singură minge. Avea unul singur în cartier. Ăla era cu singurul cu mingea. Dar și în loc de aparate de gimnastică, pentru că nu le aveai, știi, mai stătea cât un coleg. Da. Și mai săreai peste. Adică astea erau Asta zic că de asta timpurile. Încercăm să facem și alte activități în ideea în care se simte că e totuși copil. Adică nu că doar ți se impune ceva. Băi, gata, acum ești campion. Într-adevăr, are o presiune destul de mare că toată lumea are așteptări. Dar se simte că e și copil. Adică da, hai să ne jucăm, hai să mai facem și altceva. Alt lucru important, eu zic că e important și pentru el, că văd că l-a prins și îi place foarte mult, este pescuitul, care iarăși este... Trebuie să ai răbdare acolo. Exact, este un lucru bun. Care îl determină să aibă răbdare, să fie calm, să fie în natură, să aibă atent liniște. Atent la detalii, pentru că deci, trebuie să fii... Sunt lucruri care mă bucură că le fac, le-am făcut și eu și... Ia zi de captură, de care ești cel mai mândru? Acum... Cam o lună, două, am fost la pescuit și am prins un crab de 9 kg și 300 de grame. Cât? Da, avem și poze. Avem poze și cântă. Deci și l-ai tras tu? L-ai scos? Și după aceea îmi spunea că mă doare spatele. Păi cred că a fost ceva muncă cu așa balaur. Păi nu, dar să știi, la pescuit, că și eu când eram mic, mergeam la pescuit. Trebuie să ai răbdare. Sunt mulți pescari care nu au răbdare, adică... E un lucru care este benefic inclusiv pentru sportul care îl face, pentru că determină să știi să te liniștești, să știi să fii calm, să știi să ai răbdare. Tot timpul agitat. Nu e bat din picior și gata, hai să fie, sau bat din palme și mai fac un salt și am terminat. Nu. Și de la tenis, de cine sport? Nu prea mult eu, dar aș putea să zic că îmi place acum de Carlos Alcaraz. Nu prea te uiți, dar știi. Nu prea te uiți, dar știi. Adică prea mă uit, dar... Ești modest, de fapt. Se uită și la celelalte, iar la fotbal, de exemplu, când a fost campionatul, când a câștigat cu Mbappé și... Nu, cred că vorbești de Euro 2000. Așa. Te-ai dat la ultimul meci Real? Da. Vreau să zic că a plâns. Da? Zic, tata, nu ești acolo, nu ești implicat direct. Ok, nu, că doar că ținea el cu acea echipă și acea echipă a pierdut, a plâns. Zic, Doamne, ce asta? Pentru că emoțiile sunt atât de puternice și nu trebuie să te gândești că e ceva greșit cu asta, că ai văzut. Mă vezi? Mă vezi? Ok, bun. Zi-mi și un fotbalist. De la noi sau? Nu contează. Nu contează. N-am unul favorit, dar pot să zic că îl urmăresc mai mult pe Ronaldo, pe Cristiano. Pe Cristiano, nu? Da. Păi, da, că a fost la Real. Deci nu ești cu Mbappé cu acum, nu? Nu, Cristiano. A urmărit și pe... Are chiar și tricouri cu Emirates, cu Mbappé, nu? Da. Și cu... Și cu Neymar ai? Benzema, cu Vinicius, cu... Vinicius, așa. Adică Vinicius? Vinicius, da, Că să înghesuie băieții ăștia peste câțiva ani să facă poze cu tine. Cristi! Te sunăm noi, Cristi. Așa, pe stadion a mers până acum? La vreun meci? Am fost chiar pe Dinamo. Am fost și la primul meci din sezonul ăsta.
Da? Da. Bravo. Încercăm să vedem, chiar dacă timpul e, e micuț un pic pentru un stadion și parcă la televizor totuși nu s-aud chiar toate ce se aude pe stadion. Da, știu ce. Dar asta, am fost și pe stadion oricum, și probabil că o să mai mergem. Oricum, cred că la ce, la ce personalitate are el și la cum, la cum e el, cred că este mai mult decât capabil să se pare foarte bine. Ce cred că mai mult o să fie atent pe cum greșesc. De cine pe... ce a greșit, 100%, și o să zic că oricum ăștia sunt niște nepoliticoși care nu se vorbească corect. Sunt absolut convinsă, sunt ferm convinsă, n-o să... Eu... presiune cumva și a numelui pentru el din partea celorlalți din exterior? Este. Este pentru că oriunde ar merge, așa cum am reușit să scriu istorie și există inclusiv element care îmi poartă numele și așa mai departe, care poate într-o bună zi va executa și el, este o presiune și toată lumea întoarce privirea și spune fiul lui Marius Urzică și atunci așteptările sunt cu atât mai mari. Dacă tata a fost campion, mai mult ca sigur că și copilul trebuie să fie același lucru. Ne străduim, spre bucuria mea reușim și sper că vom reuși până la capăt, așa cum spunea și Alex. Lasă că te învață, dar să nu simți așa, că e destul de greu. E greu. Atârnă greu așa, câteodată. Am mai văzut. E greu și de multe ori chiar... așteptările astea așa și îi provoacă și mai mari emoții că, a, păi ce o să zică lumea că eu sunt fiul lui Marius Urzică și că dacă am greșit, nu știu ce. Nicio problemă, chiar dacă e greșit. Știi că vorba aia... Noi greșim, e omenește a greși, ca tare învățăm din fiecare greșeală, mergem mai departe, încercăm să evităm greșelile pe care le-am făcut și astfel... E foarte bine că ochii sunt toți pe tine. Ai înțeles? Ești în prim plan. Știi că și vorba aceea, ăștia care ați trăit cu ce zice lumea, până la urmă ce a zis? Adică, a fost ok? A, bine. Deci, ia zi-mi, Alex, care sunt planurile tale așa, cum, ce așteptări ai tu de la tine pentru, nu știu, perioada care urmează sau pentru următorii ani? Ce ai vrea tu așa să faci? În primul rând aș vrea să realizez un rezultat bun la campionatele europene de juniori sau la campionatele mondiale de juniori în următorii ani, pentru că deocamdată am o vârstă prea mică ca să particip. Și pentru anul ăsta ar fi să câștig concursul în Germania și să câștig toate medaliile la naționale. Și cum te obișnuiești să le câștigi, cumva trebuie să menții treaba asta. Mai aveți loc tata de medalii prin casă? Ei, mai avem loc, dar are deja are lui? Câte? Da, acolo, da. Camera lui deja are... Și l-a pus și l-a... S-a aranjat într-un tine așa mai mare. O să încercăm să mai facem loc, să mai cățăm, să mai... Important e să fie sănătos și cred că rezultate tot vor fi. Acum sunt foarte multe informații și pe partea asta de nutriție și e foarte important pentru ei. Cum vă descurcați cu mâncare? Nu e pretențios, deocamdată n-aș putea să spunem că chiar îi facem cum se întâmplă în străinătate, cu rație alimentară, cu un regim câte calorii, strict nebun, cu câte așa, dar suntem atenți în principiu să mănânce cât mai sănătos. Să aibă mesele regulate, exact, care trebuie. Mesele regulate și n-am exagerat, drept dovadă. E chiar bine, adică ce-ți place se mai întâmplă, în ghilimele, să mai mâncăm și pe la câte un fast food din când în când. Așa. Că suntem oameni. Vede și pe alții și vreau pizza. Și eu, dar nu suntem neapărat atât. E bine că e un copil care face sport în fiecare zi, nu face un exces la mâncare, dar toți am mâncat. Iarăși un lucru ciudat, nu prea mănâncă ciocolată. Uite, am vrut să te întreb și la dulciuri, ai vreun ceva dulce favorit? Ciocolata, dacă vorbim despre ciocolată, nu este favorita mea, pentru că când eram mic, mama nu mi-a dat să mănânc ciocolată și... Și n-ai simțit nevoia. Nu prea îmi place mie gustul. Ai încercat? Bombonele, mai așa, da? Mai o înghețată? Înghețată. Ah, deci fan pe înghețată, asta zic. Câți copii sunt acum la Dinamo? Cam câți sunt? Foarte puțini. Exemplu, la secția de copii, nu cred că sunt cu tot cu inițierea mai mult de 20 de copii.
la băieți. Puțin. Foarte puțin. Din ce în ce mai puțin și mai puțin. Și e un semnal de alarmă vis-a-vis inclusiv și de loturile atât de seniori cât și de juniori. În lotul de seniori, în momentul de față, sunt 8-9 sportivi. La fel în lotul de juniori, ceea ce este destul de greu în pragul competițiilor mari și la competițiile mari, să ai doar atât de puțini sportivi. Da. Posibil să mai aibă și probleme de sănătate și atunci echipa nu mai poate să în alte performanțe. Făcând o comparație cu China sau cu alte țări care au de 300 de sportivi, ai de unde alege, e un pic diferit. Dar cu ce avem, ne străduim, muncim și sperăm să găsim noi copii pe care să reușim să îi îndrumăm, să îi șlefuim așa, în așa măsură încât să strălucească ca și un diamant adevărat. Au fost părinți care au avut și au renunțat din cauza că, nu știu, probabil a vrut să facă școală sau doar i-a dus. S-au mai întâmplat, da. Este și un sport foarte greu. Gimnastica este un sport care începe la o vârstă foarte fragedă și de-abia la 18 ani poți să spui că ajungi la înalta performanță atunci unde ești senior. Tocmai de aceea sunt foarte mulți ani și cu o muncă foarte grea, pentru că nu ai doar de alergat, ai de învățat în permanență elemente noi, ai de schimbat structura exercițiului, cu cât trec ani, ai alte cerințe cu alte elemente mai grele, mai dificile. Și tocmai de aceea foarte mulți, când încep să dea de greu, se retrag. Sau chiar au fost cazuri și de copii care s-au retras pentru că vreau să meargă pe parte de învățătură. Am înțeles. Da, uite că aici e o problemă și nu știu, mă gândesc acum, poate nu se poate face, nu știu, niște selecții prin țară sau... Ar trebui... Mai merg practic, ar trebui promovat prin școli cum era înainte, pentru că și erau asta mi se... Erau școli. Erau în școli, la fel mi se pare că era și o altă deschidere, cred, a părinților către a îndemna copiii. Din păcate, vedem în ziua de astăzi mulți părinți care inclusiv caută tot felul de, așa, de scutiri și așa, nici măcar la ore de educație fizică din copii. Deci este un semnal de alarmă. Mai mult decât atât, într-adevăr, și lipsa sălilor dotate cu tot necesarul și asta determină ca părinții să... nu-și mai aducă copii, sau sunt prea puține săli. Mai apoi, foarte puține antrenori, foarte mulți antrenori din România sunt plecați în străinătate pentru că au posibilitatea de a câștiga mai bine și atunci lucrurile se schimbă. Deci sunt multe probleme care nu sunt așa cum ar trebui pentru a avea mai mulți copii în sală. Și practic, selecția, și antrenorii, și sălile, și dotarea... Dar aici la Dinamo nu s-a renovat, adică nu s-a îmbunătățit sala. La Dinamo există o sală pentru fete, iar sala de băieți, acolo unde și el a fost până nu de mult, se face alt sport acum, dat către handbal sau vole, nici nu știu exact ce se face, iar ei sunt mutați și lucrează la complexul Ilia Manoliu, unde lucrează și lotul național. Este cea mai bună sală din țară. Asta e un lucru extraordinar pentru el și pentru ceilalți copilași. Dar asemenea săli, cum există cea de la Diamantului, ar trebui să fie în mult mai multe orașe din România și atunci probabil că și rezultatele ar fi diferite. Bine, e un semnal de alarmă. Brașovul a construit, cei de la Brașov au construit o sală și ulterior se pare că nici aceea, chiar dacă a fost inițial propusă pentru a se face gimnastică, nu li se mai dă și în prezent sala unde se antrenează copilașii de la Brașov au bara în tavan. Deci este un lucru fenomenal, iar pe dedesubt este pârtia de la sol. Dacă cineva vine și face un filmuleț și dă în străinătate, cred că ar fi ceva uimitor. Cred că condițiile și sălile sunt necesare și mult mai mulți antrenori în țară. Și atunci probabil că și selecția ar fi alta. Da, probabil. Un sport la care
un sport la care noi am dat lecții unei lumi întregi de foarte multe ori și multe nume ale sportivilor care sunt pe buzele străinilor și în ziua de astăzi când te duci, pentru că ca țară cu ce te lauzi, cu sportivii și cu artiștii care reușesc să mai treacă granița. N-am înțeles că cei cărora le-am dat lecții la un moment dat, acum i-au luat de la noi, au învățat de la noi, au făcut mai bine și acum trebuie să învățăm și noi de la ei. Mi se pare că asta e o lecție pe care încă n-am învățat-o în sportul din România, nu-i așa? Așa e, n-am învățat-o și toată lumea a investit în străinătate. Foarte mulți antrenori care au plecat de aici, Adrian Stan, dau un exemplu, care a plecat în Anglia. Anglia, în gimnastică, nu era nicăieri. Iar ulterior, odată ce a plecat domnul Stan acolo, au pus pe picioare atât la fete cât și la băieți, încât acum au campioni olimpici, au și la fete și la băieți. Deci sistemul S-a investit acolo. S-a și investit. Asta este un lucru extraordinar de important. Ceilalți din străinătate au început să investească, noi mai puțin. Da. Noi mai puțin. No, noi am crezut că merge și așa. E într-adevăr, asta e o zicală mai veche la români, care da. Las că merge și merge așa, și mai cârtim acolo, păcate, merge și așa. Nu e cazul, Marius, pe această cale o să te rog mult să mai vii pe la noi, pentru cu că mare, să drag. Mai stăm de vorbă. Alex, îmi promiți că mai vii pe la noi, da? Da? Mai avem foarte medalia. Multe lucruri și, și ne vedem și la emisiune și de fotbal și de Champions League și de ce vrei tu. Suntem foarte fotbal, mândri. Da, exact, suntem foarte mândri de tine. Mulțumim tare mult, mulțumesc Cristi și ție. Timpul a fost scurt și astăzi. Până data viitoare, rămâneți cu Metropola TV. Seară frumoasă!